Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, vorbim despre tradiții și reflexe cu ocazia sărbătorilor pascale în studioul nostru, domn profesor Edmond Buga Sfinteș, lider al PRM Buzău, dar nu vorbim despre politică. După Paște să vorbim și despre politică. Da, vreți să mă corectați, domnul? Tot e o politică sau ce? Nu vreau să vă corectez, nu mi-aș permite să fac așa ceva în Vinerea Mare, deci trebuie să profitați de această ocazie. Paștele, până la urmă, este vorba despre o mulțime sangvinară care îi striga moartea lui Iisus. Pentru că ați spus dumneavoastră mai devreme cum se luptă lumea pe Cozonaci. Ce a fost bătaie la Iași. Bătaie. Am bulzit aia pe acolo. Iisus, clai, peste grămadă. Întâmpinăm învierea Domnului în același mod în care a și fost răstignit Iisus Hristos, pentru răbdare, că cu o săptămână înainte de flori a fost primit în triumf când a intrat în Ierusalim, a fost primit ca un erou, ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu, iar în ziua răstignirii aceeași mulțime sangvinară care se simțea dezamăgită de faptul că nu, în viziunea ei, nu este Fiul lui Dumnezeu și nu face niște minuni în care să, în acel moment, să salveze și să arate acest lucru, învățând, arătând că nu au înțeles nimic în acel moment din pilda pe care le-a Iisus, îi strigau moartea lui Iisus, pentru că în momentul în care Pilat solicită, conform tradiției, să elibereze ori pe el, ori pe Baraba, și paradox, pe Baraba îl chema tot Iisus, aveau același nume, lumea îl alege pe Baraba, care era un haiduc, un fel de Sebastian Ghiță din ăsta, care lupta pentru drepturile poporului cu arma mână. Ghiță, diferența, Ghiță ăla lupta împotriva romanilor, Ghiță lupta împotriva românilor prin faptul că și-a însușit zeci, sute de milioane de euro de la bugetul statului pe căi necinstite. Această zi trebuie să amintească de sacrificiul lui Iisus, de răstignirea, de moartea foarte rapidă, pentru că în general moartea pe cruce dura 3 zile, răstignirea. Iisus a murit imediat de cutremurul care a urmat, de tragerea la sorți Lazarului a cămășii sale și de toate celelalte lucruri pe care toată lumea le cunoaște. Despre asta este vorba în ziua de în aceste momente, despre asta la asta ar trebui să se gândească oamenii, la trecerea timpului și la inutilitatea a ceea ce fac ei pe acest pământ. Dar ei, în schimb, iată, se duc și pentru un cozonac plin de euri, de aditiv și de alte nenorociri, un fel de cancer la pungă, se duc și se bat, se calcă în picioare unii pe alții, arătând că, de fapt, n-au nicio legătură cu credința, n-au nicio legătură cu ceea ce ar trebui să însemne această perioadă. Pentru că pentru fiecare dintre noi, aceste zile dinaintea Paștelui și cu cele ce urmează, cu minunea învierii și cu ce s-a întâmplat pe urmă, ar putea să fie și ca o lecție permanentă. În fiecare an poți în acele zile să te gândești la faptele tale cele bune pe care le-ai făcut în decursul unui an de zile, la ce ai fi putut să faci mai bine, la lucrurile rele pe care cu voie sau fără voie le-ai făcut în acea perioadă. Asta ar trebui să fie sărbătoarea de Paști, dincolo de glazura, artificiile și toate celelalte evenimente care urmează această sărbătoare, care de fapt sunt doar soluții de marketing. Îngrijorător, domnul Măgăsfinte, citesc acum informația de ultimă oră, faptul că pe Mediafax este. Coreea de Nord amenință Statele Unite cu atacuri. Sigur, acum, în Coreea de Nord, acolo, ei n-au nicio legătură cu creștinismul și cu Iisus Hristos. Este un regim evident comunist. La ei singur, pentru ei Dumnezeu este Kim Jong-un, acel băiat care parcă sărbătorește Paștele în fiecare zi pentru că e destul de dolofonel. Probabil este singurul cetățean dolofonel din Coreea de Nord. Ei sunt atât de îndoctrinați încât chiar ar fi în stare să se războiască cu Statele Unite, dar
atace Coreea de Sud, pentru că Statele Unite, poate nu le-a spus nimeni, nu știu dacă au cărți de geografie, e cam departe de peninsula Coreea. Ei au o armată foarte numeroasă, Coreea de Nord, dar are o armată de 1,2 milioane de soldați. Au și ceva armament, dar nu au nicio șansă în fața comunității internaționale, pentru că Statele Unite dirigează întreaga comunitate internațională și dacă la un moment dat China va fi de acord ca Republica Democrată Populară Coreeană să fie atacată, atunci va dispărea foarte rapid acest stat. De fapt, se va uni cu Coreea de Sud și se vor impune așa zisa democrație americană și acolo. Dar nu știu dacă se va întâmpla așa ceva, doar nebunia lui Trump poate să declanșeze acolo un război. Coreea de Nord nu are resursele care îi trebuie Americii în acest moment, pentru că tot ceea ce se întâmplă în luptă în lume este o bătălie pentru resurse. Lumea a devenit așa un fel de spital de psihiatrie. Nu au ce să caute americanii acolo, doar să se refacă unitatea peninsulei coreene. Doar faptul că după fiecare ciclu electoral, producătorii de armament din Statele Unite, care sunt cei mai buni contributori în campaniile electorale, indiferent ale cui sunt, dar în special ale republicanilor, au nevoie să experimenteze, să producă armament și pentru asta armata, statul trebuie să dea comandă. Și atunci au trimis în Siria 59 de rachete, mai încearcă o șmecherie și prin Coreea de Nord sau pe unde, găsesc ei un poligon. Pentru ei, lumea este un imens poligon și vor declanșa conflicte. Dar așa că Kim Jong-un spune că vom ataca America, este, știți cum sunt copiii aceia mici, este unul țâvnos, mic atât, în general bronzat, care se duce la 1-2 metri și îi spun, bă, te bad, te omor. Apropiem de finalul emisiunii, în Muga Sfinte și ne aducem aminte că de fiecare dată, cu ocazia unor sărbători mari, se spune șablon acel text, să fim mai buni, fii mai bun, mai curați, mai... Da, sunt de acord, dar poate și după Paște să încercăm locul acesta. Păi să fie mai bune aia care sunt nebuni restul timpului. Deci noi ăștia care suntem buni tot timpul anului, deci nu se poate. Aici... Mai bun de atât nu se poate. Doamne, atâta suntem, atâta putem. Asta facem și în perioada următoare. Ce să... De Paște, în general, trebuie să fii la un loc cu familia. Paștele au fost într-o sărbătoare a învierii, o sărbătoare a primăverii, a venirii primăverii, despre asta este vorba. Și e evident că aceia care n-au fost buni până acum nu vor fi buni nici de acum încolo. Despre noi nu trebuie să mai repetăm, vom fi exact cum am fost și până acum. Da, cele orașelor care vor merge la iarbă verde și care vor în Sfânta zi de duminică vor întâmpina învierea Domnului cu ritmuri orientale, neorientale. Da, știți despre ce vorbim recomand... și care da, au așa o euforie să nu le lipsească, o bucurie. Să nu le lipsească hitul Ți-aș da zile de la mine, pentru că e vorba de reînviere. Adică e foarte important să mai ai zile și după Paști. Să-și ia cu ei și câte o sacoșă în care să adune și gunoaiele pe care nu vor pregeta să le lase pe toată valea asta Tisăului încolo spre Ciolanu. Să asculte muzică bisericească printre sculpturile de acolo, să nu asculte doar Of viața mea sau mai știu eu ce alte hituri, pentru că am și aici destule goluri culturale, nu cunosc repertoriul, dar or să se audă în zilele următoare, să bea mai puțin pentru că să mai rămână băutură și pentru săptămâna viitoare și pentru zilele ce vor veni, să încerce să-i lase pe oamenii de la serviciul de urgență, de la unitatea de primire urgențe, să-și petreacă și sărbătorile într-un mod cât mai liniștit. Și dacă între timp se pot gândi și la Iisus Hristos și la ce înseamnă divinitatea pentru umanitate, n-ar fi rău deloc.
Zice cineva, Coreea de Nord va fi atacată sigur. Testul cu mob în Afganistan a fost, mă rog, a fost un test acolo. Da. Bomba aceea, cea mai mare bombă, am înțeles, da, la nucleară. Deci dacă vor să fie foarte eficienți americani, pot să atace Coreea de Nord cu Macro, adică să ia niște baxuri de Macro, să le arunc în momentul în care ăștia aduc foarte disciplinată armata coreană, ăștia vor fi da, chiar așa pe câmpul de ăștia, luptă. Adică ei amenință ca au nu știu ce bombe nucleare. Uite, zice aici, domne, avem capacități de disuasiune nucleară. Da, capacități intelectuale, ca să parafrazăm un pic pe Moromete, capacitățile lor intelectuale sunt numai la prostie și ale coreanilor. Așa spunea și Saddam Hussein, care de toate săracul și l-au trădat cu toții și era o armată destul de șubre. Bun, da. Haideți să închem tot în spiritul acestei perioade, domnule. Da, Sfinte, deci am înțeles că a devenit o tradiție de Paște, vorbim de Coreea de Nord. Da, nu. Lăsați așa, ca să nu, după aia să înțelegem, poate să întâmplă ceva, Doamne ferește, și ne tulbură. În Coreea de Nord? Ne tulbură zilele astea. Nu ne tulbură. Scoate-l cineva de la masă pe român când are acolo mielul, drobul, cine are? Au cu tot. Majoritatea, sper că au de sărbători, dar nici o salată nu face rău la pancreas sau în zona respectivă pe acolo, dacă ei se vor gândi să consume așa ceva de sărbătorile de Paști. Dar știrile bombă de Paști au devenit tradiții și au început să ne intre în reflex nou, cam în fiecare an se întâmplă câte ceva care încearcă să distragă atenția de la realitate. Astea cu înghesuială la cozonaci, la pască, la ou, la miel, nu prea am văzut că nu prea înghesuială, li se pară sumele prea mari. Bine, sunt și foarte mulți miei în România, este supraproducție, dar dacă cineva le-ar oferi gratuit, s-a anunțat noi asta acum la televiziune, că în piața centrală se dau miei gratuit, vă garantez că... Mâine se dau, că nu poți să mai arunci un ac. Mâine, pe ultima 100 de metri, dacă cei care vor rămâne cu da, și ceva cantități de miel, vor da gratuit. Gratuit. Și nici măcar nu mai latră, pentru că au fost sacrificați deja. Ai, și atunci... Nu mai poți acum cu legenda. Nu mai poți. A fost o perioadă, gata, nu mai sunt. Sunt atât de mulți miei încât până și câinii au început să scape, câinii vagabonzi. E foarte frumos la noi de Paște, de Crăciun, de toate sărbătorile acestea, în care, așa cum spunea dumneavoastră mai devreme, devenim cu toții mai buni, adică chiar și infractorii. Tot am început să se predea. Probabil ghizul ăsta a vrut să își facă, facă Paștele în țară. Știi? Dar nu merge, că nu o să poată și ajungem. Nu poate fuge până mâine, pentru că a fugit de sub nasul SRI-ului aici, de sub nasul poliției. Cât este de la Belgrad până aici? O zvârlitură de băț. Poate se întoarce și vrea să facă Paștele cu bunii lui prieteni de afaceri, cu Victor Ponta, cu Bogdan Diaconu și cu toți ceilalți ciumeți. Da. După Paște să ne reîntâlnim, să ciocnim și nou, un nou pe aici. Da, sigur. Domnul Băgați Sfinteși. Nu sunt un mare consumator de ou. Da, am zis să ciocnim, nu să mâncăm. Da, o să facem și această în direct și la o oră de maximă audiență, pentru că altminte n-are și invităm și pe alții să ciocnească. Nu, să se uite, de ce? Să fie aglomerație în plată. Dacă se uită, eu sunt mult pe deplină. Da, după aceea le vom dona celor care vor... Da, le vom dona unor oameni necăjiți, adică nouă. Și le vom consuma tot așa, în direct. O să fie o sărbătoare frumoasă dacă nu plouă, dacă nu atacă Coreea de Nord, Statele Unite ale Americii, dacă Ghiță nu evadează din Belgrad și dacă Iisus chiar înviază din nou. Aminte, ăștia care nu s-au dus la biserică o să fie neîncrezători. Voi, n-am fost acolo, n-am văzut, nu recunosc nimic.
Vă mulțumesc, domnul Bogdan Sfinteș, să aveți parte de zile liniștite. Vă mulțumesc și eu, dar înaintea, chiar dacă e Vinerea Mare, se prezintă ultimul număr, adică de fapt... Și ce, asta e, nu e pământean? De săptămâna asta a revistei România Mare, nu, e România Mare legătură cu divinitatea, pentru că pe prima pagină aici este Corneliu Vadim Tudor, cu multe texte despre Sfintele Paști. Pagina a treia, ca întotdeauna, este scrisă de Contele de Monte Cristo, pamfletarul meu preferat, iar în pagina a șase o să găsiți o poezie foarte frumoasă, s-ar putea să o și înțelegeți unii de noastre, care se numește Va crește iarba cu furie oarbă, scrisă evident de poetul meu preferat. Adică de dumneavoastră. Bineînțeles. Bun. Vă mulțumesc încă o dată. Cu mare plăcere. Așadar, nu uitați să luați săptămâna la România Mare, pentru că vorba cuiva, nici nu știți ce pierdeți. O să deveniți și mai frumoși și mai deștepți. Și mai curați. Aceasta a fost ediția de astăzi. După această emisiune, vă invit să urmăriți o ediție cu totul specială, pentru că în studio va fi un preot, și nu orice preot, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, invitat al colegii mele Magda Ionescu. Acolo să se intre într-o profunzime a adică, semnificații. Dacă îmi permite, domnul, bună ziua, o săriți din iad direct în rai. Exact. Adică de asta am și zis. O discuție profundă, adică apăsată, în care n-am vrut să intrăm. Așadar, rămâneți pe Campus TV și vă recomandăm ca în prima și în a doua zi de Paști să urmăriți programul special pregătit de Campus TV și în prima zi și în a doua zi, după cum spuneam, de la ora 12, să aveți parte de sărbători liniștite. Ne revedem după Paști. Numai bine, la revedere!